Taxarea suplimentară a băncilor cu 1% din cifra de afaceri ar urma să se aplice începând cu anul 2024. Bancherii au solicitat aplicarea acesteia pe o perioadă de un an, în timp ce la nivelul Ministerului Finanțelor s-a vehiculat o perioadă de 3 ani. Proiectul de lege cu noile măsuri fiscale nu include perioada pentru care se va aplica taxa suplimentară în sistemul bancar. Băncile datorează începând de anul viitor, pe lângă impozitul pe profit, și un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri. Mai exact, cifra de afaceri în cazul băncilor ar include venituri din dobânzi, din dividende, din taxe și comisioane, câștiguri din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit, câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire, diferențe de curs de schimb, câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare și alte venituri din exploatare, conform proiectului de lege privind măsurile fiscale.